Același soi de struguri am în mâna dreaptă crescut în spațiu deschis și am în mâna stângă același soi crescut în solar. Diferența este vizibilă pentru fiecare dintre noi. Dincolo de aceasta, specialiștii spun că productivitatea în solar este mult mai mare, timpul de vegetație este mult mai mare și că în felul acesta ne putem bucura de struguri proaspeți chiar și de revelion. Dacă în Podgorie strugurii de masă cer lucrări și tratamente speciale, inclusiv stropiri periodice pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, în sere sau solarii multe pot fi omise, ceea ce înseamnă că și cheltuielile sunt mult mai mici, în contextul în care productivitatea este mai bună. Ceață în solar crește mult mai bine, produce mult mai bine, deci am avut o Moldova afară anul trecut, mi-a făcut 6 struguri, Moldova din colț din spate, o să vedem, aia mi-a făcut 26 de struguri. Deci faceți o diferență. Dezvoltarea ea e mult mai bună. Deci eu când am pus în solar nu prea m-am uitat pe net, dar se poartă treaba asta. Am văzut că și italienii și grecii și în țările alea calde, toate sunt protejate. Acum am văzut ucrainienii, moldovenii că au o climă mai rea, rușii, deci se poartă, n-am inventat eu treaba asta, eu din prostie, de dragul ei am pus aici, am zis că e mai protejată, și dar diferența este mare, enorm de mare, la productivitate și grijă. Aici are picătură, bineînțeles, am picătură și acolo, aceeași mâncare i-am dat și acolo, aceeași mâncare i-am dat și aici, dar are diferență enormă. Pentru a obține un bun randament, este indicată prezența mai multor soiuri în aceeași seră, lucru care favorizează polenizarea și asigură recolte generoase cu fructe mult mai bogate în zaharuri.